Dacă nu știi ce înseamnă dizabilitatea și vrei să faci un casting privind soluțiile, vino la Lumea în Obiectiv cu Mircea Bratosin. Salutare, prieteni, la Lumea în Obiectiv, Mircea Cosel Bratosin la microfon. Iată că mai aducem în fața dumneavoastră noi persoane să le promovăm pentru noi voci, că România are voci și peste hotar. În Germania ne oprim în această seară la Bianca Felicia Pavil Lisi Young, îi se spune. 16 ani are. Iată, o vârstă frumoasă când poți să începi o carieră de succes în muzică. Îi spun bine ai venit, Bianca, simte-te ca acasă. Ne bucurăm că ai acceptat invitația așa de departe, de acolo din Germania, unde tu ai ceva ani în spate de când stai în Germania. Hello, hello toată lumea și celor de acasă. În primul rând mulțumesc că m-ai invitat, pentru că fără tine n-aș fi aici și, în primul rând, fără ajutorul multor oameni care m-au ajutat să fiu aici. Să știi că, uite, nu e așa de departe, cum zici tu, acum că este internetul și online media și așa mai departe, se poate vorbi și peste hotare și ăsta e un punct în pro. Primul moment în care eu te-am auzit, cred că acum un an, un colind foarte frumos cântat de tine. Al doilea moment a fost când ai fost la o nuntă, cred că, unde ai fost invitată și ai cântat diverse piese. Și pentru asta pot să spun felicitări. O voce de aur, cum ar spune mulți dintre români, dacă te-ar auzi și s-ar da repede pe internet sau pe YouTube numele tău și ar găsi o piesă pe acolo. Bun, hai să vorbim puțin despre tine pe scurt și apoi vom asculta piesele, o să ne vorbim și despre piese. Unde în Germania stai, de câți ani ești acolo, ce studiezi momentan, unde ai studiat, repede și apoi ne focăm și de cântat, că apoi îi lăsăm în suspans despre ce o să mai vorbim. Păi, desigur, prima ta întrebare, eu sunt... eu sunt în Germania de, hai să zicem, aproape 8 ani. Am venit la vârsta de 9 ani cu părinții aici. De asta, dacă fac cumva greșeli gramaticale... Nici o problemă! Nu ne place... sună tare bine. Nemțească, așa, românească. Te sună tare, tare bine. Mulțumesc! Ce pot să spun? Momentan eu încă sunt la liceu. Liceul se numește Kastril. Ce profil are? Asta e... Păi, profilele în Germania nu sunt ca cele din România. În primul rând, nu poți alege între arte, economie sau... Nu știu, chiar nu le-am cu chestiile astea. Da. Poți pur și simplu să alegi între general sau, adică în general înseamnă că tu înveți orice, din orice materie, ca mai târziu să poți să mergi la orice universitate vrei să... Să mergi să studiezi. Bun, tu ce ai, general, nu? Da. Ok, cu ce ne vei încânta în această ocazie? Pentru că ne vei încânta bine în această ocazie, cu siguranță. Desigur. Păi eu mi-am ales un repertoriu mai vast de piese. Am spus să fie ceva din mai multe genuri muzicale. În primul rând voi interpreta piesa de la Christina Perry, Thousand Years, care... este o piesă foarte importantă pentru mine și m-a ajutat în momente foarte grele, să spunem așa. Apoi voi interpreta un colind, pentru că exact colindul despre care vorbeai tu mai devreme, asta e un colind din copilăria mea și va fi mereu. Heart.
to be brave. How can I last when I'm afraid to fall? Watching you stand alone. All of my doubts suddenly goes away somehow. For a thousand years, I love you for a thousand more. Time stands still, beauty and all she is. I will be brave, I will not take anything away. But you standing in front of me, every hour, every breath. I love you for a thousand more. It's all alone, I believe I will find you. Time is bright, your heart tell me I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. Deschide ușa, creștine, deschide ușa, creștine, că venim din nou la tine. La mulți ani, mulți ani cu bine. Noi la Viflaem am fost, noi la Viflaem am fost, unde s-a născut Hristos. La mulți ani, mulți ani cu bine. Și-am
văzut și pe să mamă. Și-am văzut și pe să mamă, pe care Maria o cheamă. La mulți ani, mulți ani cu bine. Cum umbla din casă în casă, cum umbla din casă în casă, ca pe fiul ei să nască. La mulți ani, mulți ani cu bine. Umbla jos și umbla sus, umbla jos și umbla sus, ca să-l nască pe Iisus. La mulți ani, mulți ani cu bine. Întârziu găsi apoi, întârziu găsi apoi, un staul frumos de oi. La mulți ani, mulți ani cu bine. Și-acolo pe fânul jos, și-acolo pe fânul jos, Maica naște pe Hristos. La mulți ani, mulți ani cu bine. Îngerii din cer coboară, îngerii din cer coboară, stavulul de lângă joară. La mulți ani, mulți ani cu bine. Ei venind cu flori în mână, ei venind cu flori în mână, împletesc mândră cunună. La mulți ani, mulți ani cu bine. Mulțumim, a fost foarte frumos și neinterpretat în această seară. Felicitări! Este una din pasiunile tale, chiar viața ta, cum mi-ai exprimat într-un dialog înainte de emisiune, și iată că se vede și prin exprimarea vocală ce tu faci, și cine te va vedea cu siguranță poate va pune chiar mâna pe telefon să te contacteze, să, de ce nu, să te ajute să faci un album sau chiar să le interpretezi la nuntă, la botezuri sau, eu știu, la alte evenimente importante din viața lor. Eu m-aș bucura din tot sufletul, cum spuneai și tu, muzica nu e doar o pasiune sau un hobby, sau e efectiv aerul meu. Eu inspir muzică și expir plăcerea de a cânta, expir tot ce înseamnă să fii un artist, și pentru toată lumea de acasă nu e foarte, nu e așa de ușor cum pare. Uneori chiar uneori îmi doresc să pun un punct, pentru că mi-este foarte greu, dar sper în continuare că la un moment dat voi putea să încălzesc inimile oamenilor din toată lumea sau de oriunde ar fi ei, cu muzica mea și cu dorința de a aduce muzica la un alt nivel, de a arăta lumii că muzica nu este doar autotune și programe sofisticate, că o voce poate fi mai mult decât atât, și că producția muzicală nu e doar un market care e doar folosit pentru a ajuta producători muzicali să-și facă reclamă și artiștii să rămână pe lângă necunoscuți și triști. Spune-mi, dacă ar fi să faci ceva cu muzica, unde ai vrea să devii cel mai mare solist? În Germania sau România? În America.
Din simplul motiv că în America muzica este mult mai mult auzită și peste tot auzim muzică din America sau chiar și din Anglia. Bine, acum și mai nou muzică din Coreea sau din mai multe țări asiatice, pentru că deci muzica devine mult mai vastă pentru că lumea învață alte feluri de muzică să asculte, să simtă și să înțeleagă. Când a fost prima ta zi în care ai spus că începi să cânti? La ce anișori ai dezvoltat acest talent? Uite, asta e o întrebare foarte bună. Să știi că am mai fost întrebată de foarte mulți și, sincer, nu pot să spun asta cu exactitate, pentru că de când eram mică, cred că de la vreo 4-5 ani, cântam. Nu știu cât de bine, dar cântam și îmi plăcea să cânt. Nu mă interesa că lumea se uita la mine pe stradă ca și cum aș fi extraterestră. Pur și simplu, oriunde eram sau orice făceam, chiar și dacă nu vroiam, ori făceam așa diferite sunete ca o ordine muzicală sau pur și simplu îmi ascultam melodii de la radio și le cântam după. Bun, ai avut evenimente în care deja ai participat ca și solist? Primul meu eveniment, da, la care am participat. Important. Păi este important în cariera mea pentru că mi-a arătat că dacă pici, trebuie să te ridici. Aveam 8 ani și am fost invitată la un concurs. Eu m-am născut în Botoșani și acolo era un concurs pentru copii care pur și simplu nu era numai de muzică, erau mai multe genuri, adică era și dans și mai multe categorii. Oricum, profesoara de pe atunci a făcut greșeala să îmi dea o piesă nepotrivită mie și eu nu eram cunoscută cu emoția pe scenă, cum să te manifesti. Și în timpul piesei am avut un blackout și mi-a fost atât de rușine. Lumea aplaudase după, dar eu știam că am dat greș și până și acum cred că cea mai mare frică a mea e de a da greș și de a mă nemulțumi pe mine. Pentru că dacă nu mă mulțumesc pe mine, nu-i mulțumesc nici pe ceilalți și așa nu ajung nicăieri. Dar experiența asta mi-a arătat că orice s-ar întâmpla și chiar dacă ai un blackout pe scenă sau în studio, bine că în studio e mult mai chill, că se poate tăia și așa mai departe, dar chiar și pe scenă poți să mergi mai departe. Ai un blackout, nu mai știi un vers, ok, nu-i bai, pur și simplu continui ca și cum n-ar fi nimic. Oricum, lumea e atent la voce, nu la ce cânti tu, poți să cânti. Bun, să înțeleg că suntem în studioul tău acum. Mai mult sau mai puțin, da. Da. Te simți ca acasă, să zicem, în acel loc în care poți exprimi fiecare gând prin muzică. Dar tu nu ești pasionată numai de muzică, mai ești pasionată de câteva lucruri. Da, în primul rând sunt pasionată de dans, chiar dacă nu e punctul meu forte. Cel mai mare, adică gen de dans e dansul pop sau latino sau reggaeton și pe lângă dansul chinezesc. Da, dar nu știu să dansez populară, asta spun. Chiar din mijlocul Moldovei, de acolo, de la Botoșani, unde se... Eu nu, niciodată nu am avut o tangență bună cu populara, din simplul fapt... Din simplu motiv. Da, din simplu motiv, pentru că nu mă exprimă pe mine, nu simt eu ce... Da, nu te caracterizează, am înțeles. Exact, da. Bun, hai să ne gândim că voi sunteți, cred că,
o grupă mare din Botoșani de talente, efectiv ieșiți pe bandă rulantă în ce constă muzica. Da. Indiferent asta de gen, trebuie să le spunem oamenilor că tu ești o tânără nevăzătoare, cu cecitate, dacă stau bine să mă gândesc, că completă. Deci fără restul de vedere, ca să fiu și mai pe înțeles cu celor care ne privesc. Eu nu mă, adică... Nu vezi deloc, ca să fiu și mai direct. Nu, nu percepi lumina, nu percepi deloc. Ești ajutată la fiecare pas sau cumva, sau cum e? Nici nu știu de unde să zice. În primul rând, nu. Nu, nu, nu și nu. Asta este o tematică foarte vastă. Aș putea să vorbesc cu tine, uite, până mâine dimineață despre tematica asta, pentru că pe mine, uite, chiar ai atins un nerv. Un nerv. Eu te întrebasem pe tine ca să înțelegi întrebarea. Așa. Tu ești o persoană nevăzătoare complet. Nu vezi deloc. Asta era întrebarea pentru tine. Da, nu? Și ce afecțiune nu ai? În primul rând, poate nu văd cum văd unii, sau nu știu. De fapt, cred că cea mai interesantă întrebare ar fi să ne opunem ce înseamnă să vezi. Adică, nu știu. Pentru mine nu înseamnă direct să vezi, să vezi ceva, că vezi un lucru. Pentru că, de exemplu, dacă o luăm așa, uneori vedem lucruri care nu sunt ce pare ar fi și oamenii care uneori se uită numai cu ochii sau, I don't know, fac unele lucruri care depind numai de chestia asta, ei nu își dau seama... Lasă, te referi. Da. Da, ce vede privirea, adică ce vezi... Ei nu își dau seama că există mai mult pe lângă. Nu, trebuie să treci dincolo de ce este carcasa umană, ce vezi așa, la prima exact. Vedere. Chiar am avut multe discuții cu oameni pe tema asta, sau pur și simplu oameni care veneau la prieteni de-ai mei sau familie și vorbeau ca și... Deci eu eram exact lângă și ei întrebau poate să audă, poate să... Nu știu, să vadă. E bine, nu se vadă, că atunci nu întrebau dacă e bine sau e ok și pur și simplu îmi sărea fixul și ziceam, hei, sunt aici, vorbește cu mine. Asta e o mare problemă a oamenilor, de fapt, că cei care sunt diferiți, că așa îi considerăm noi, că poate am putea să îi integrăm, sunt dați la o parte și sunt ca și cum... nu știu, n-ar exista, adică... Cum e o persoană nevăzătoare percepută în Germania față de România? O, Doamne, păi, uite, foarte mulți oameni cred că există foarte mari diferențe și în unele sensuri, da, spun prea mult, uite. În România, ceea ce am văzut sau experimentat eu, lumea e mult mai... Dacă vezi o persoană, nu neapărat să aibă probleme de vedere, pur și simplu să fie diferită, să fie emo sau să fie fucuhila sau ceva, orice, care ieși din fixul uman care noi nu considerăm normal. Păi lumea direct... Etichetează. Exact. În România e o problemă imensă și văd asta foarte des. Și nu spun numai de mine sau de persoanele care sunt ca mine. Pur și simplu oamenii nu stau o secundă să întrebe, tu cum te simți în chestia asta? Tu ce simți? Adică poate oamenii nici nu-și dau seama în unele momente ce spun sau ce priviri. Toată lumea spune, tu cum vezi privirile? Păi eu simt că tu te uiți la mine și mai ales când te uiți nașpa. Nu-i ca și cum... Nu simt lucrurile astea, dar cum vreau să spun și la început, eu nu sunt diferită, poate așa mă vădați, dar eu mă consider un om fix normal, eu fac tot ce face un om normal, în afară că nu o să pot să conduc o mașină, dar nu-i nimic, uite, așa nu mai plătesc impozit. Da, bun, și cum te descurci singură pe stradă? Ai, cum e o zi din viața ta? Te deplasezi singură, nu? Și oamenii au curiozitate de genul ăsta. Da, înțeleg. Păi uite, începem de la ceva normal. Eu mă machez, adică ceea ce lumea crede că wow, asta nu poate să facă o persoană de genul meu. Chiar am auzit de asta, spun lucruri da, fix care le-am experimentat. Te machezi sau te vopsești pe lângă, dacă ar fi, sau prea serenț, sau prea...
Păi orice om la început, când n-a făcut ceva, normal că îi iese greșit, adică trebuie să învățăm. Așa, și după aia la chestiile normale, pur și simplu mă duc la școală ca un om normal, l-am învățat, învăț pe computer și uite, chiar de chestia asta, cred că dacă nu învățam pe computer, poate că mi era mult mai greu după. Am învățat și scrisuri în braille, cred că în clasa 1-a, 2-a sau ceva de genul ăsta. Și când am venit în Germania, l-am învățat și în germană. Da, și în multe... Dar la școală cu cine mergi? Singură sau cu însoțită? Singură, pur și simplu. Poftim? Însoțită? Mă gândeam de familie. Nu. Nu, pur și simplu te duci la autobuz și te duci la școală și... Da, e accesibilizat? Adică îți auzi stația acolo? Spune păi, corect, păi și stația. România e la fel. Da, asta da. Și unor pur și simplu mai întreb șoferul, hei, la ce stație mergi? Că... Da. Dar... pentru mine e ceva normal și fac asta oamenii chiar văd, adică nu-i ca și cum ar face unul persoanele cu dizabilitate. Nemții te stigmatizează sau nu? Am zis de România că te stigmatizează, da? Te etichetează dacă ești diferit acolo. Oamenii ce fac? Care este comportamentul sau atitudinea lor față de o astfel de persoană? Uite acum... eu cred că în orice țară există oameni ok, care își iau timp să te cunoască și să nu judece carcasa ta, ceea ce au văzut prima dată, și oameni care efectiv... Se uită în interiorul tău. Da, da, asta, da, și pur și simplu ceilalți oameni, cealaltă categorie care ori nu interesează deloc, pur și simplu ești o persoană care există sau care fac bullying, adică care... Da. Deci, nu... Da, am înțeles ideea. Bun, la școală la fel este? La școală este la fel? Nu. Nu, la noi la școală suntem și persoane cu probleme și persoane, adică probleme de vedere, și persoane fără probleme și toată lumea este o mare familie. Adică clasa mea cel puțin, celelalte clase nu știu și ei și nu mă interesează, dar noi suntem în clasă ca o familie și ne comportăm ca atare. Dacă cineva are nevoie de ajutor, îl ajutăm cum putem. Și, bine, normal mai există certuri sau chestii din astea copilărești. Ca și în familie. Exact, ca și în familie. Dar niciodată nu a fost, hei, tu ești diferit, hai să nu vorbim cu tine sau hai să ne râdem de tine până nu mai putem. Pentru că am, în primul, cred că în primii mei ani de școală, cât am stat în România, pentru că era o școală, cred că numai pentru persoane cu probleme de vedere. De vedere, da. Mi-am dat seama că mai mult am fost marginalizat acolo decât în situații aici, în care erau... O să spun o întrebare dificilă. Cum se comportă profesorii, atitudinea lor față de tine și cum au fost în România? Păi, în orice țară există profesori ok, cu care te înțelegi și care... Nu ești numai elev-profesor, ci pur și simplu sunteți ca niște amici. Bine, în România nu prea este chestia asta. În România, vai, Doamne, e profesorul, trebuie să am cel mai mare respect, chiar dacă el îmi dă un șut în fund, să spunem așa pe românește. Uh-huh. Dar aici e total diferit. Dacă mă înțeleg cu un profesor, unor chiar stăteam la cafea și vorbeam. Adică nu e... ceva neobișnuit. Ieșit la din comun. Să știi că și în România, la anumite facultăți din țară, profesorii devin foarte apropiați de studenți și studenții foarte apropiați de profesori și este o relație strânsă. Unii dintre ei s-au mirat, mai ales cei din capitală, către cele din provincie, pentru că în provincie sunt mai puțini studenți și elevii și sau studenții sau împreună cu profesori își pot scrie reciproc și la 8 dimineața și la 10-12 noaptea seara, înțelegi? Pentru cei din capital a fost ciudată abordarea asta și dintr-o parte și din alta. Păi cum e posibil așa? Uite, așa e posibil.
cred că se poate, adică dacă unul dintre ei are nevoie, poate acolo fără nicio problemă. Să știi că respect într-o mărime anume, adică nici eu nu mă duc la profesor și spun, hei, tu, ce faci? Adică vorbesc cu dumneavoastră, așa e și ok. Aici să spui cu numele de familie, dacă, de exemplu, pe profesoara mea o cheamă Ariana și cu numele de familie, nu știu, Malț, păi eu nu-i spun doamna Ariana, îi spun doamna Malț. Doamna Malț. Așa, ok. Și uite că acum zice profesorul din România. Profesorul din România, când am fost la școală, m-au învățat să citesc și să fac primele experiențe și frumoase, dar și urâte. Cea mai da, plăcut, și apropo mai de lucrul ăsta. Cred că cea mai traumatizantă experiență da? Care am făcut-o ca și copil. Acum ne întoarcem un pic la muzică. În România există unii oameni care pur și simplu cred că doar pentru că tu ai o situație financiară mai precară, cum era atunci, nu ești bun de nimic, pentru că, nu știu, nu ești ok. Și eu aveam tot timpul, cum am spus și la început, pasiunea să cânt oriunde, oricum. Și odată am fost la serbarea școlară. A trebuit să cânt o melodie în română, compusă nu știu de cine, dar nu de mine. Și am cântat-o și un profesor a spus de față cu familia, vai ce frumos ai cântat, mamă ce voce extraordinară. Și după vacanță de Crăciun, când m-a găsit singură pe scări, iar cântând, mi-a spus, citez, cânți ca o mâță pe moarte. Și ca un copil am rămas traumatizată de atunci și de fiecare dată când greșesc ceva, când cânt, fix amintirea asta îmi vine și să nu greșesc, să nu greșești a doua oară, că atunci exact asta o să-i dai tu satisfacția aia la profesorul ăla să cânți ca o mâță. Bun, eu te întreb, dar știi ce m-a uluit pe mine? Când ai spus că într-o școală specială pentru deficiențe de vedere, profesorii pot face discriminare sau diferențe între elevi. Nu, deci poate m-am exprimat greșit. Eu cred că în orice școală, din toată lumea asta... Nu, lăsând de școala de masă, cum este știută. Și știm că acolo sunt probleme, am mai vorbit cu o parte dintre colegii tăi care au fost aici pe lume în obiectiv. Noi vorbim strict de diferența în care, vorbim de o școală specială, în care profesorii ar trebui să fie apropiați. Dacă vei auzi alte materiale, vei constata cu durere că niciun elev, atenție, niciun elev nu a fost încurajat să meargă către facultate, ci către post-licealele de masaj, ca să ei să aibă studenți, elevi, dar nici într-un caz să meargă mai departe, nu le-a apreciat la adevărata lor valoare capacitățile intelectuale. Asta la școlile normale sau la școlile... Școlile speciale, deci suntem pe discuția asta și de aia am spus că m-ai uluit când ai spus că la germani, la o școală care ai, oarecum mergi la o școală normală, dar sunteți toate tipurile de dizabilități și te tratează cu egalitate. Nu toate tipurile, doar pur și simplu că unii nu văd la fel de bine ca și ceilalți. Ah, deci înțeleg că tot de nevăzători, dar pe stil german. E mai mult școală care, deci hai să spunem așa, 80% de la 80% din procentajul de studenți văd și 20 nu prea văd sau nu văd deloc. Am înțeles. Bun, okay. Da, ideea e că nu e o școală specială de nevăzători, dar totuși profesorii s-au adaptat după fiecare, după nevoia lui. Da. Ok, și asta spun, că la nevăzători erau doar anumite persoane luate în seamă. Asta este adevărul, hai să nu ascundem gunoiul sub preș, și se ocupau de oameni care erau poate mai inteligenți, care îi simpatiza mai mult, care, nu știu... Și pe ceilalți e lăsa baltă. Poate că și tu ai trecut pe acolo, într-un fel sau altul. Și știm asta, că s-au întâmplat lucrurile. Să știi că mie mi-e foarte greu să vorbesc pentru că
E sincer să spun, eu niciodată nu o să mă iau de o persoană de acolo. Sau o să N-am spun spus ceva să te iei, dar este experiența ta pe care ai trăit-o. Păi, ce experiență? Eu am fost dată de la 6 ani, de la 6 ani am fost dată la internat, la școală. Pentru că eu stăteam, adică Botoșaniul și Târgu Frumos sunt, cred că, la o oră distanță, nu sunt sigură, dar... O oră sau două, cam mult, așa. Mai puțin. Așa. Mie mi-a fost foarte greu, mi-a fost foarte dor de părinți. Vă dați seama toți care vă uitați acum că e foarte greu și mai ales în, nu știu, vârsta asta firavă să pleci și să devii independentă. Da, dar gândește-te că au fost elevi la 2 ani care au plecat la grădiniță. Bine, dar la e ceva 6. Total diferit. E ceva total diferit să pleci la grădiniță în fiecare zi și te întorci acasă și să îi vezi pe mamă și pe tata. Au plecat la școala de nevăzători. Uite că eu nu știam că sunt grădinițe. Da, de exemplu, uite, și Târgu Frumos, cred că, dar și Buzău și Cluj și București sau care mai sunt prin țară, care au grădinițe, și Oradea au grădinițe, deci știu că Cluj și Buzău și Târgu Frumos și Oradea au grădinițe. Copiii erau dați de la 2 ani, dar la Oradea și îi luau acasă, că erau doar grădiniță, dar la celelalte școli erau de la grădiniță până la liceu sau chiar post-liceal, cum iese la Cluj, Buzău și București, că la București iese liceul și cu post-liceala și cu acele clase de profesionale, da? De meserii, arte și meserii, da? Și o altă parte este de la grădiniță până la, dacă nu mă înșel, și gimnaziu, un 8 și clasele primare în alte locuri. Dar oamenii s-au obișnuit, copiii s-au obișnuit, erau mai greu la început, mai plângeau, dar s-au obișnuit. Tu spuneai că ai plecat de la 6 ani, ți-a fost greu, dar în același timp ai învățat să devii independentă. Păi, cu asta vreau să continui. În primul rând, la ce ai spus tu aici, wow, altceva nu am ce să spun. Eu chiar respect copiii. Ei nu-și dau seama, dar au făcut un pas imens de la 2 ani. Eu cred că dacă eram dată de la 2 ani într-o, nu știu, ori grădiniță, ori creșă, și nu eram acasă, eu nu cred că eram așa de independentă cum sunt acum. Sincer, am învățat de la 2 ani multe lucruri care poate unii părinți din frică sau din, nu știu, jenă, pentru că am văzut și așa ceva, vai, copilul meu e nevăzător, Doamne, ce o să spună lumea dacă, nu știu, desenează cu cariocile și este un desen urât. Și eu niciodată nu am fost cumva, nu mi s-a fost arătat, măi, tu ești diferită, adică tu chiar ești diferită. Eu cred că mi-am dat seama abia, nu știu, când am ajuns la școala aia, că eu sunt diferită. Sau, de fapt, nu, când am ieșit din școala aia și pentru că totul pentru mine era normalitate. Și abia atunci când am fost mai multe lume, mi-am dat seama, hei, tu ești diferită. Și trebuie să îți dai seama că lumea e foarte rea și că trebuie să trăiești în lumea asta. Și vezi cum te descurci, fată, că o să ai o problemă dacă nu te integrezi. Da, ideea e că important educația primilor 7 ani de acasă, cred că pentru tine au fost de mare valoare cei 6-7 ani. Te-au ajutat să te motiveze că ești la fel ca ceilalți, egal. Și tratamentul lor și încurajarea părinților te-au adus aici, unde ești acum. Pentru că, de fapt, asta e. Ne mai cânti, că trebuie să ne mai cânti. Pentru că de asta ai ajuns aici, să ne mai încânti, să ne mai spui ce ne cânti, să auzim vocea ta și să audă toată lumea ce tu ai realizat în cei primii 16 ani de viață. Hai să auzim pentru minutele următoare cele două piese pe care tu ne le mai pregătești. Păi, în primul rând... O piesă de la unul dintre cei mai mari idoli ai mei, Andra.
piesa ei, cred că una dintre cea mai cunoscute, Iubirea schimbă tot. Și următoarea piesă de la Shania Twain, From This Moment, care am lucrat foarte mult la ea și la un moment dat eram, wow, deci piesa asta e sigur una dintre cele mai frumoase piese care le-am auzit. Ce nu auzi când îți vorbesc, să simți ce nu simți când te iubesc. Aș vrea să auzi chiar și atunci când șoptesc și spun ce-mi doresc, când tăcerea e fragra. Orice s-ar întâmpla, tu ai rămas cu mine. Când am fără de noi, tu m-ai tras spre tine. Îți amintești când îmi spuneai, știi că iubirea schimbă tot. N-aș fi crezut că am să pot să accept să fiu altcineva. E teamă că ai plecat, știi că o vorbă schimbă tot. Iar dacă o arunci întâmplător, dar ți-am iertat orice păcat și încă o mai fac, încă iubirea schimbă tot. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aș vrea să crezi, să mai vezi că n-am pierdut ultimul tren. Suntem noi, suntem la fel. N-am pierdut, n-am regăsit, ne-am uitat, ne-am întâlnit mereu. Tu nu simți ce simt și eu. Orice s-a întâmplat, tu ai rămas cu mine. Când am fără de noi, tu m-ai tras spre tine. Îți amintești când îmi spuneai, știi că iubire schimbă tot. N-aș fi crezut că am să pot să accept să fiu altcineva. E teamă că ai plecat, știi că o vorbă schimbă tot. Iar dacă o arunci întâmplător, dar ți-am iertat orice păcat și încă o mai fac, încă iubire schimbă tot. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Știi că iubirea schimbă tot. N-aș fi crezut că am să pot să accept să fiu altcineva. De teamă că ai plecat, știi că iubirea schimbă tot. N-aș fi crezut că am să pot să accept să fiu altcineva. E teamă că ai plecat, fiindcă iubirea schimbă tot. Oh, 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 oh. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one right beside you, where I belong. From this moment, from the
Bianca, Felicia și Pavel alături de noi. De unde li si Young, numele tău de scenă? Ne poți spune cum te-ai gândit la acest nume? Să-l pui către publicul tău larg. Primul nume Lisi este mai mult o compunere acum, deci numele meu, al doilea nume este Felicia, mai bine zis în română Felicia, doar că toată lumea la început nu m-au strigat Bianca sau Bibi sau Bia, toată lumea m-a strigat Felicia, că ei pronunță C-ul ca și un C exact în engleză. Și după aia pur și simplu a venit o fetiță de la grădiniță la noi la școală, pentru că trebuia să fac practică eu cu ea. Am făcut practică cu copiii și eu m-am decis să nu iau ceva în muzică, pentru că făceam toată ziua ceva de genul, și să iau ceva social, să merg sau să lucrez cu copiii. Și fetița aia nu mă striga Felicia, tot zicea Lisi, și de la Lisi am rămas. Și îmi plăcea așa de mult că Lisi a rămas. Și Yang este din mitologia chineză, vine de la Yin și Yang. Yin este mai mult polul liniștit, polul așa mai calm, și chiar dacă reprezintă feminitate. Cum se pronunță? Da, feminitate, da, ai zis bine. Păi da, e vorba aia, trebuie să te reprezinte. Da, păi asta e problema. Eu l-am luat pe Yang pentru că el reprezintă în primul rând masculinitatea și nebunia,
Da, eu sunt o persoană foarte nebună. De la tânăr. Așa, da, numai că eu, numele meu e scris în chineză și nu în engleză. Nu scrii Y-O-U-N-G, scrii... Da, am înțeles, da. Y-A-N-G. Da. Și... da, asta, eu sunt o persoană nebunatică, eu sunt o persoană foarte spontană. Bun, dacă te-ai caracteriza, cum ai putea să te caracterizezi, să zicem, în trei cuvinte? Oh, Doamne, deschisă, tot ce e nou încerc și nu dau prejudecăți din prima. Fidelă, tot timpul oamenii care m-au ajutat și care sunt așa, le sunt fidelă și chiar și în relație, egal dacă e prietenie sau mai mult. Și, cum am spus, nebunatică, foarte nebună și foarte energică. Energică. Okay. Cred că nebunatică am putea să le gândim la zăpăcită, da? Nebunatică, păi uite, eu, de exemplu, nu știu cine se sau energică, la... cum am putea să le ducem? Înspre energică? Amândouă, sau... de fapt. Amândouă, pentru că uneori sunt foarte zăpăcită, uneori dacă nu aș avea capul pe umeri, cred că l-aș fi uitat acasă. Deci, e ok. L-ai uitat acasă, l-ai pus într-o cutie, corect. Ești așa o treabă. Și energetică, pentru că eu cred că dacă nu dormi 3 zile la rând și tot ai energia să te ridici dimineața și să zici, mamă, ce zi mișto, nu știu, ai ajuns la un nivel în care... Da, mă gândeam că dai și energia altora. Că ai dramul ăla de energie și de optimist pe care îl transmiți celorlalți, de stare, de pozitiv, de uite, bine. Uite, eu nu de... pot să-ți spun ce dau altora pentru că nimeni nu mi-a spus. Eu nu mă duc la oameni și să întreb, hei, le dai raza ce, aia de soare, guys, de ce, dimineață. Ce faci? Păi dacă tu începe așa, poți fi o rază de lumină dis de dimineață, așa, de soare, care să-i ofere omului. Iată, a venit raza de soare. Adică, mulțumesc pentru compliment. Mulțumesc mult. Uite, dar acum îți spun sincer, eu sunt și foarte impulsivă. Adică dacă, încăpățânată, mai bine zis, nu impulsivă, încăpățânată. Dar impulsivă, dacă pus... păi da, că reacționez repede la orice, dacă da. Îți place și ceva, nu. Exact. Și încăpățânată, dacă eu îmi pun ceva în cap... cred, uite, spun cea mai mare greșeală care am făcut-o în toți 16 ani acum. La 14 ani, o colegă din clasa mea și-a vopsit vârfurile la păr blonde și eu, voind să fac parte, să fiu integrată, chiar dacă eram deja, eu nu-mi dădusem seama cu chestia asta. Am văzut-o la, așa de mult la cap pe mama și i-am zis că te rog eu frumos, măcar vârfurile blonde să le am. Aveam eu așa un favor cu vârfurile blonde. O nebunie, da, o nebunie. O nebunie așa și nașa mea de botez, când am fost în România, mi-a descolorat vârfurile și mi le-a vopsit și a fost cea mai mare greșeală din toată viața mea. Fetelor de acolo, de acasă, nu vă vopsiți părul, dar în caz folosiți peruci, așa fac și eu uneori când vreau altă peruca, culoare. Folosești peruca? Te deghizezi? Da, se numește cosplay. Eu m-am experimentat și mă experimentez în continuare și în actorie. Și uneori pur și simplu îmi pun perucă, nu-i neapărat culori din astea ciudate, sau pur și simplu o perucă care, de exemplu, are păr scurt și e ondulată și atunci pur și simplu mă pun și atunci am altă frizură și nu trebuie, cofurul mai bine zis, și nu trebuie să așa. Dar am purtat și culori nebunatice, cum ar fi roz sau pink sau, de fapt, e aceeași culoare, albastru sau ceva. Dacă ar fi să regreți un moment în viață, care ar fi? O, Doamne! Că nu încă regret și acum că nu îmi dau șansa să fiu mai indulgentă și mai răbdătoare cu mine. Eu cred că dintre toți oamenii care m-au criticat vreodată, eu sunt cel mai mare criticator al meu. Da, critica mea, îmi pare rău, cum spuneam, pentru gramatică. Nu, ai zis bine. Bun, și dacă ar fi un moment fericit, un moment de neuitat? Un moment de neuitat. Da, fericit. Un moment de neuitat a fost când am fost la un restaurant chinezesc în
în Frankfurt, este un oraș aici aproape de Marburg, unde stau aici. Eu stau în regiunea Hessen și orașul Marburg și Frankfurt cred că e la vreo oră distanță. Și eram cu nepoțelul, nepoțelul meu de un anișor și de un Victor. Victor, mulțumesc. Și cu fratele și cu nata mea. Și eram la restaurant și el a început să facă, să se alinte cum fac copiii și să plângă. Și eu învăț chineza și momentul ăla, prima idee care mi-a venit să-i cânt, chiar dacă nu a funcționat așa de bine, m-am pus lângă el și am început să-i cânt o melodie în chineză. Și a venit cineva din spate, gen de la service, și eu nu mi-am dat seama că el sunt spatele meu, puteam să, nu mi-am dat seama. Și m-am întors și mi-a zis, cred că tu ești singura aia femeie din Europa care am auzit să cânte stilul ăsta și versurile așa. Cred că deci ăsta a fost cel mai fericit moment din viața mea, pentru că eu iubesc cultura și istoria și, de fapt, totul în afară de politică ce are de-a face cu China. Bun, hai să vorbim puțin de un mentor al tău. De unde te inspiri? Care e mentorul tău? Mama. De pe care te ghidezi, de care te îl urmezi în viață. Mama, ai zis, În primul, și în primul rând pe mama. Tot timpul va fi mama și ea nu e ca o mamă. Ea niciodată nu a fost relația asta mamă, fică, mama e sora mea, e prietena mea cea mai bună. Dacă nu, dacă mă cert cu vă prietenă și sau pur și simplu mi s-a întâmplat ceva sau vreau să mă descarc, mă duc la ea și chiar și bun, dacă dar mă gândesc că este o vârstă destul de mică între tine și mama ta. Nu. Ea m-a născut la 34 de ani, adică ea are acum face 50 anul viitor. Să trăiască. Mulțumim și să sperăm că și ea și tati vor trăi mulți, mulți ani de acum încolo. Și mama este mentorul meu din simplu fapt, ea niciodată nu a ezitat să își urmeze visele. Singurul regret care, uite că acum mi-a venit în cap dacă tot vorbeam. Da. Și mama mea avea o voce extraordinară. Vroia să poate că o are și acum și tu ar trebui să mai provoci din când în când. Păi spun, dacă voce, eu nu știu, n-am auzit-o niciodată live, pentru că rușine, emoții, nu știu. Păi ia, cântați un colind împreună, uite, e perioada asta, provoacă-o. Ia uite, o să provoc și postăm pe Facebook, vedem ce zice lumea. orice ar zice, mama tot e perfectă. Și ea vrea să devină și ea cântăreață, dar în genul popular. Adică, da, muzică populară cu care eu nu am tangență. Dar, l-a cunoscut pe tata și, toate au venit cum ar trebui să vină. Adică s-au căsătorit, au primit vestea că vine frățiorul meu și că e pe drum și așa a fost. Și cred că cel mai mare regret care l-am e că n-am putut ea să-și urmeze visul ăsta și de asta o fac și pentru ea. Și când scriu un text sau orice are de-a face, mă gândesc și la ea și încerc să îi pun o parte din dorințele și sentimentele ei în melodiile mele. Bun, hai să vorbim puțin de colaborări pe care le ai, dacă ai momentul de față. Da. Prima mea colaborare este cu domnul Francisc Reiter și doamna Ioana Sandu, niște oameni incredibili, niște oameni superbi, niște oameni foarte vorbăreți, la fel ca și mine. Chiar vorbeam într-o seară la telefon și pur și simplu nu mai puteam opri din vorbit, nu vorbeam ceva de genul tu ce voce ai sau tu ce vrei să faci. Pur și simplu erau niște discuții care le ai cu oricine când te întâlnești la o cafea. Oamenii ăștia sunt incredibili și au ajuns foarte departe și nu pentru că au fost, nu știu, cine știe ce copii de muzicieni sau ceva important. Pur și simplu s-au ridicat din nimic și au făcut un norișor de iubire, de fericire și de plăcere a muzicii împreună. Mă întorc la Botoșan pentru că de acolo vii și iată că Larisa Onciu
da, Alexandra, are un album datorită acestor două persoane. Da. 2021 a însemnat pentru ea un album, sau primul album de muzică ușoară. Ea era foarte mult, o știu de la școală pe Larisa, foarte multă muzică populară. Iată că odată, prin cunoașterea acestor oameni deosebiți, ea s-a axat foarte mult pe muzica ușoară, i s-a potrivit, i s-au făcut niște piese jos pălărie de Francis Reiter și iată că acum ne bucurăm de Larisa la alt nivel față de cum o știam. Mă gândesc că o vei urma și tu pe Larisa să, în 2022 să avem un album cu tine. Eu sper din tot sufletul și Larisa este și ea un om minunat și superb și merită tot ce are ea acum, tot ce și-a clădit. Are și ea o voce foarte superbă, foarte, foarte frumoasă și foarte, așa, simți emoția care vrea să ți-o transmită. Nu cântă pur și simplu randala. Poate cântați ceva împreună, eu știu, în colin. Ar fi foarte frumos, eu m-aș bucura să am o colaborare cu Larisa pentru că eu... cum am spus, e o fată foarte minunată și... Și mai sunt și alte fete, am cunoscut, de exemplu, la Cluj, la Foca, ne întoarcem acum, pentru că suntem mai în Ardeal aici, avem pe Andreea Niculina Olfoș, care are tot așa un canal de YouTube și cântă foarte, foarte bine, și mai este Andreea Roxana Enache, la fel, covere foarte multe, interpretează, felicitările ei, și ei... voci foarte, foarte bune. Cine aude aceste două nume, pe lângă Bianca, care o avem aici în cadrul emisiunii, puneți mâna pe ele, mă, fetelor și băieți care aveți case de discuri, că vă spun că veți scoate niște mine de aur, să spun așa. Eu cred că orice om are voce. Eu cred că orice om are o voce în el, dar trebuie să și-o găsească. Da, depinde cum, prin cântat, prin vorbit, are voce, prin dar... cântat, prin cântat. Da, depinde, acum nu toți au talent la cântat, acum hai să fim sinceri. Trebuie să fim și puțin, unii, știi, unii cântă, alții vorbesc, alții scriu, alții predau, deci fiecare are rolul lui și fiecare are inclinația lui și nu putem fi loc. Nu știu, eu niciodată nu m-am uitat la un om cu talente. Nu, eu mă refeream că fiecare cu talentul lui, da? Cu înclinațiile lui, cu vocația lui. Nu poți să spui că, uite, eu de exemplu nu am voce ca așa ta, sau ca Larisei, sau ca cele două domnișoare pe care le-am enunțat, sau alte persoane, sau se, cum era cine... le aveam pe maestru... care a început prima dată, prin 70-80. George Niculescu, da? A, păi, scuze-mă, da, el a fost printre primii nevăzători care a dat tonul. Și apoi Ioan Mann i-a preluat oarecum din anumite piese a domnului George Niculescu, da, și plus piesele lui proprii. Dar vă spun că sunt persoane. Apoi a venit Andrada Pricop, da? Pricop, da, am zis bine, la X Factor. A câștigat anul trecut. Am venit un an. Adică sunt persoane care au reușit. Și sunt fel convins că și tu vei fi una dintre ele. Deci ea trebuie să dai înainte și să nu te oprești. O voce excepțională. Mulțumesc mult. Și uite că spuneai de exemplele astea de oameni cu probleme de vedere care au ajuns departe. Îl mai avem pe Stevie Wonder și Andrea Bocelli. Exact. Și ceea ce am observat eu, în general, în toată categoria muzicală, bărbații în general au mai multe șanse. Mai ales trebuie, deci dacă tu ziceai să vorbim sincer, uite că vorbesc sincer, bărbații în producția muzicală au mai multe șanse și nu se uită oamenii la ei. Uite, eu chiar nu mi-am pus ochelari pentru că nu am vrut, nu mi-am pus ochelari. Dar nu știu de ce spui lucrul ăsta, că pe piața muzicală românească sunt mai mult fete, dacă vrei să... Eu de România nu m-am... adică, nu știu, nu cunosc în România, nu am... Nu, da, eu spun ca să te... mă refer din punct de vedere muzical, nu m-am referit doar la deficiențe de vedere. Dar și la fete sunt foarte multe fete care cântă în România.
Păi îți mai dau câteva exemple. Lavinia Stoian și Mariana Iacobescu, două tinere care cântă la fel de bine. Adică, dacă vrei mai scot din tolbă. Noi vorbim aici fix despre muzica pop. Despre muzica pop și despre muzica care o cântă, de exemplu, Delia, Ina sau, nu știu, Ruby. Eu, uită-te puțin la fetele astea, uită-te ce corp au, uită-te puțin și uită-te la alți bărbați, cum ar fi Chris Brown, da, cine nu știe, e un rapper din America. Frumusețea normal e subiectivă, dar nu interesează pe oameni uneori cum arată. Da, Andreea Bocelli are o voce excepțională. Da. Da, are adică, o voce excepțională. Dar nu eu, spun uite, că fetele nu ar avea voce pe care le-ai anunțat. Nici pe departe. Dar el întrece orice... El oricum e pe topul 10 cel mai bine plătiți cântăreți. Deci trecem peste. Ideea e că eu am avut și experiențe foarte nașpa cu oameni care chiar mi-au spus, măi, ai o voce faină, dar arăți cam urât. Sincer. Deci au fost cuvintele, arăți cam urât. Și nu prea aș vrea să lucrez cu tine pentru că îmi strici image-ul, îmi strici imaginea. Sau, pur și simplu, dacă ești invitată sau întreabă cineva, hei, poți să ne iei la emisiunea ta, hai să zicem, uite, bună dimineața cu Răzvan și Dani, care, nu știu, vine lumea, poate cred că mai cunoscută. Da, Antena 1, ceva de genul ăsta. Așa, ei niciodată nu ar lua o persoană cu deficiențe să în emisiune pentru că le strică imaginea. Adică nici n-au întrebat, nici n-au făcut un sondaj să întrebe lumea, hei, oamenilor, vă interesează să pur și simplu să aducă mai întâi persoana în emisiune și să vadă reacțiile oamenilor și după aia să vină cu ne strici imaginea. Da, deci asta e ceva total ieșit din nu știu, din noi, mă, nu niciodată n-am înțeles sexismul ăsta față de orice generație sau orice gen. Da, persoanele cu dizabilități sunt marginalizate în societate, dar, pe de altă parte, să nu uite un singur lucru și persoane cu dizabilități. Te dă pe ușă afară, tu intri pe geam. Bine spus, uite, așa zicea și mama, dacă mă dădea pe ușă afară, intram pe cealaltă. Da, adică tu trebuie să înțelegi și cred că tu deja faci, dar și restul, trebuie să înțeleagă că noi promovăm oamenii care nu se lasă doborâți de o ușă închisă. Pentru că ei trebuie să intre pe geam. Adică dacă o ușă se închide, se va deschide altă ușă. Și dacă se închide 100 de uși, a 101 ușă se va deschide. Și că lucrează în continuu, fă emisiuni, cântă, fă orice ai tu pe inimă. Că într-o zi cineva te va vedea. Mare dreptate ai și unor poate eu sunt mult mai sensibilă cu tematica asta pentru că am, nu numai la mine, ci pur și simplu și la alți oameni. Toți am trecut pe acolo, Bianca. Toți am trecut prin refuzuri. Reține, nimeni nu-i scutine. Nimeni. Dar dacă nu pleci de undeva, dacă nu pui stop lucrurilor astea, nu ajungi nicăieri. Și nu ți-e împlinești nici visul. Da, clar. Mai devreme, în emisiunea precedentă, iar cineva a spus că nu s-a lăsat până nu și-a împlinit visul. Și, pe de altă parte, tot în această emisiune vei cunoaște alți prieteni cu limite fizice, vizibile sau mai puțin vizibile, care chiar așa au făcut. Nu s-au lăsat bătuți. Nu s-au lăsat de primul refuz abătuți. Ci au luptat până au reușit. Eu respect oamenii ăștia și jos pălăria. Asta trebuie să fie un exemplu pentru tine și noi în seara asta am prezentat o Bianca care este o fată de succes. Care are un drum deschis către lucru. De aceea, noi mai ascultăm două piese. Prima piesă este de la Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Majoritatea oamenilor care ascultă, care au ascultat radio în anii 2015-2016 ar trebui să o cunoască. Și următoarea și ultima piesă, am ales-o, este una dintre preferatele mele, de la Shakira,
Don't Give Up. Și piesa asta, cum spune și titlul, nu te lăsa bătut și continuă. Be free. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I want to touch. 'Cause I never knew it means so much, so much. You don't fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past our sides of life. Can you see the words you put to life, to life? So love me like you do, la-la, love me like you do. Love me like you do, la-la, love me like you do. Touch me like you do, ta-ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, every edge of paradise. Every inch on your skin, it's a holy grail I've got to find. You can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set to pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I won't give up, no, I won't give in until I reach the end.
Mulțumim pentru că în această seară neîncântată inimile și sufletele și tot ceea ce înseamnă persoanele noastre care ne urmăresc. Și hai să vorbim ca cine ai vrea să te vezi peste 5 ani cântând sau cine ți-ar plăcea ție să fii, în ce rol te-ai găsi? Asta este o întrebare foarte grea, având în vedere că nu știm niciodată ce se poate întâmpla. Eu pot să spun acum ce vreau să fac în 5 ani, dar se poate întâmpla să fie ceva total diferit, dar hai să o luăm că poate. Cred că ce aș vrea eu să fac în 5 ani e ceea ce fac și acum, să cânt și să disting lumea cu muzică și cu, momentan acum numai covere, dar în curând și piese. Păi te așteptăm să ne cânte, auzi, să ne cânt și compoziții proprii. Da, uite, când o să meargă programul de registrare o să-ți cânt. Am avut probleme și chiar eram în stres că vai ce cânt. Dar, no, noi te așteptăm când faci promovarea la album sau lansarea. Ești binevenită! Cu mare drag! Eu peste 5 ani, ca să fie un mindset întreg, aș vrea să mă văd pe scenele, pe diferitele scene ale lumii, într-un turneu, în fața la milioane sau... Hai că milioane e cam mult! La mii de oameni și... Milioane ai putea spune că s-ar putea să fie și camere și să fie și televiziuni și atunci... Da, uite, ai dreptate, da! Să simt emoția aia în sânge, să simt în tot corpul meu că mi-am îndeplinit visul și să aud lumea cum pur și simplu cum strigă cântă numele. Împreună cu... Nu cum îmi strigă numele, cum cântă împreună cu mine piesele mele și da. Bun, hai să vedem cu cine îi face un featuring, cum se mai spune pe la noi așa. Oh, cu Ariana Grande. Știu că e foarte așa... E un vis în stele, dar ea... Vezi ce-ți dorești că s-ar putea să ți se împlinească. Niciodată să nu spui, niciodată... Hai că... Da. Ariana Grande, pe lângă mama, este al doilea meu idol și îi ador vocea și felul ei de a fi, tot așa nebunatic și crazy. Da, are o voce superbă și cred că una dintre cele mai dorințe de mele, ce românul e asta. Bun, eu, auzi, da Andreea Bocelli, nu-ți creează așa o dorință? Mi-e și frică să pronunț că aș vrea, pentru că ce-ar vrea săracul om să facă cu mine? Eu
sunt așa un image. Hai să spun un singur lucru, nu trebuie să te descurajezi atât de tare sau dar să nu mă descurajez, pur și simplu sunt realist. Să te subestimezi pentru că orice vis poate fi împlinit. Dacă Andrada Pricop sau Pricop a cântat cu mai mulți artiști români, cred că cu Ștefan Bănică, nu mai știu, și au cântat foarte bine și mai mulți artiști la Extra Că și au făcut-o foarte bine și a luat premiul cel mare. De ce n-ai putea și tu, Andreea Bocelli? Nu se știe cum ajunge mesajul tău acolo, nu se știe cum vocea ta poate fi auzită de el și de cea care ai spus că ți-e mentor și într-o zi acest vis să devină realitate. Nu știi unde te duci drumurile în viață și eu îți spun să fii optimistă și ca acest mesaj al tău să fie dus, dragi prieteni, mai departe al ei, că este o mare doritoare de muzică, dați share și subscribe la canalul de YouTube Mircea Cosebrato și în lumea în obiectiv, dar și în același timp distribuiți această emisiune pentru a duce talentul mai departe. Altfel nu avem cum să promovăm vocile. Da, ne place, ascultăm și atât. Nu. Ce ne place, haideți să dăm mai departe, ca să vadă și alții. Și uite, așa putem să facem vieți fericite și împlinite celor care stau ca promotori de pulbere, să zică că nu se întâmplă, dar atunci când și-a pierdut de tot speranța, atunci se întâmplă. Aș mai vrea să mai spun un ultim lucru, așa la sfârșit, că ți-am intrat din greșeală în cuvânt, îmi pare foarte... Da, nu e nicio problemă, totul e în regulă, să te la un, ca un podcast, deci totul e în regulă. Ok. Ar fi foarte interesant ca lumea să... Toate întrebările care le au ei așa în legătură cu, nu știu, cu mine sau în general cu cum e să fii diferit și... Dacă pur și simplu vor se interesează de așa ceva, vă rog frumos, scrieți-mi întrebări pe contul meu de Facebook, mă cheamă, pe contul neoficial mă cheamă Bianca Felicia. Acolo vă rog frumos să-mi scrieți întrebări și o să fac un video sau un Q&A să vedem și să răspund la chestiile astea, pentru că mie mi s-ar părea personal foarte interesant. Și m-ar interesa foarte mult părerea voastră, așa... Cunosc și eu oamenii mai bine și pot să înțeleg tot ce simt ei, sau mai mult sau mai puțin, și să le înțeleg, nu știu, motivele pentru care fac unele chestii. Sau poate că ei nici măcar nu știu și eu sper că cu acest statement să vă dau șansa de a vă pune toate întrebările. Nu contează. Da, eu cred că îți pot adresa întrebările și la acest video. Așa, în comentarii, pentru că vei fi etichetată și atunci repede vor da de tine. Tu vei găsi, de asemenea, vei găsi comentariile prietenilor și acolo pot să îți adreseze întrebări, mai ales dacă vor asculta emisiuni. E foarte important să te asculte, să aibă habar și cine ești tu. Și atunci vor avea de unde să pună o sumedenie de întrebări. Dacă vor să te ajute, de asemenea, o pot face, să scrie exact la Bianca Felicia pe Facebook, dar mai multe detalii dacă vreți să vă împrieteniți cu ea, de asemenea tot acolo o găsiți. Dacă mai ai și alte rețele de socializare, le poți spune tu, că eu nu am de unde să le știu. Păi, na, am ceea ce folosesc mai mult sau mai puțin inactiv este Instagram și TikTok. Ok. Ok, vrei să spui acolo muzică, să spui muzică, să pui vocea ta acolo și uite așa vei ajunge mare. Mă cheamă Lisi Ian și pe Instagram tot Bianca Felicia. Și, da. Să sperăm că am putut să dau puțin ceața asta la o parte care majoritatea o au în legătură cu multe persoane de genul, pentru că... cred că majoritatea lumea crede, majoritatea cred, da. Ai zis bine, da, nu, ai... Persoanele nevăzătoare sunt ceva de genul,
poți să-mi pui, te rog frumos, un pahar cu apă, adică nu glumesc chiar, deci am avut unele chestii în care mă gândeam eu, wow, ori persoana care nu vede, nu se exprimă corect, ori persoana care vede e un pic gaga, adică, na, ce să spun. Da, dacă ar fi să te urmărească bine și vor să se apuce de muzică, dă-le câteva sfaturi. Primul sfat, cred că e cel mai important, răbdare. Răbdare, aveți răbdare. Eu când scriu, de exemplu, un text, când fac songwriting, păi uneori stau, cred că vreo 3 ore, ca mai întâi să mă gândesc ce simt eu acum. Adică fiecare o face diferit. Unii pur și simplu se pun acolo la birou sau în zona lor de... Mă simt bine și pur și simplu scriu. La mine e mai complicat. Eu mai întâi trebuie să mă gândesc, mamă, ce simt acum, ce vreau să exprim, ce sentiment vreau să le dau oamenilor, ce mesaj vreau să le transmit. Și după aia încep mai întâi să-mi fac în cap cum ar suna asta și scriu și după aia mă pun la produs, care pentru mine încă acum e un calvar și vai de capul meu și sper că mai târziu să fie mai ok. Și al doilea sfat, nu vă dați bătuți, chiar dacă o să vină oameni la voi și o să vă spună, mamă, dar tu cânti ca o mâță moartă? Voi spuneți că nu, eu cânt ca un înger ceresc și dacă nu-ți place, I'm sorry, pa, du-te mai departe. Pentru că unii oameni chiar spun asta și le place de fapt ce cânti, dar sunt geloși. Bun, hai să vorbim puțin și despre Dumnezeu, că ai vorbit de înger cerești. Câtă importanță are în viața ta și... Cum ai putea descrie în 3 cuvinte? În primul rând existent, dar nu așa cum îl văd, cred că majoritatea din România. Puternic și în noi. Adică, bine, sunt 2 cuvinte, dar... Da. Așa mai e. Primul cuvânt, Dumnezeu pentru mine există, dar nu cum îl descrie biserica sau Biblia sau... Unii oameni am înțeles. În al doilea rând este foarte puternic și m-a ajutat și pe mine și familia, și familia mea foarte mult și cred că puterea asta divină e existentă și că e acolo pentru noi toți. Și în al treilea rând eu cred că Dumnezeu sau cum vor toți ceilalți să spună, eu spun tot timpul puterea divină, e întru noi toți. Noi suntem așa niște creatori mai mici. Noi suntem creația Lui, ca să mai exprim mai bine, ca să fie pe înțeles. Nu, exact asta am vrut să spun. Deci, nu, da, creaturi mai mici, dar nu. Ideea e că noi suntem creația Lui, știi? Adică tată, fiu, știi? El e tata, noi suntem fii. Ceva de genul, știi? Cam acolo e... Știi cum zici, despre religie nu se discută. Eu... Nu, eu mă referam că noi suntem ca și cu niște copii ai Lui, că dacă credem în lucrul ăsta, poftim? E o putere cerească, atunci da, suntem mai mult sau mai puțin, dar da. No. Bun, hai să vorbim cât de greu ți este să fii obiectivă într-o lume subiectivă. Mamă, deci asta chiar e o bombă. Păi, întotdeauna o să vin cu bombe cu ceas, să știi, pentru tine. Da, oricum toată viața mea e o bombă cu ceas, deci e ok. Nu o să-ți spun că, deci nu o să mint aici, o să spun că, vai, ce greu mie, pentru că și eu am unele păreri care poate țin sau unor oameni nu le plac, dar asta nu înseamnă că nu Doamne mai ferește, vorbesc. Da, ei, nu vorbim despre că... asta, acum tu ai dreptul să exprimi, e liber. Părerea ta, de asta te-am chemat să-ți exprimi liber. Da, eu spun și asta nu înseamnă că nu mai vorbesc cu un om pentru care o altă părere sau bine, în afară dacă ești mai vorbim de discriminarea și de tot ce se întâmplă în perioada asta, da? Lăsând de la o parte toată nebunia. Nu. Bun, întrebam cât de greu ți este să fii obiectivă, da? Corectă, să traducem așa, într-o lume subiectivă sau corectă din punctul lor de vedere sau incorrectă în ansamblu? Păi uite, uneori chiar sunt situații în care este foarte greu, cum ar fi, ți-am zis că eu mă costumez uneori și îmi pun peruci sau ceva de genul și uneori chiar mă duc pe stradă așa și nu mi-e rușine, adică
nu-mi e rușine. Deci generația mea, toată lumea, mamă, ce cool arăți, sau pot să fac o poză cu tine sau ceva, și unii oameni gen care se uită la mine, mamă, ce probleme are asta la cap. Nu, ești unicată, nu ești cu probleme la cap. Nu, chiar a fost întrebată dacă sunt ok, în sensul ăsta, dacă eu fac asta ca să primesc atenție. Și am spus, nu, domnule, eu pur și simplu sunt așa, dacă nu-ți place de mine, I'm sorry, eu așa sunt, nu mă schimb pentru tine. Decât dacă ai critică constructivă, atunci o să o iau cu cea mai mare plăcere și o să încerc să vină cu argumente. Da. Și există unele situații pur și simplu în care mă bucur că sunt în lumea asta și că m-am născut în familia asta, în cercul ăsta de prieteni, că am cunoscut oameni care i-am cunoscut, chiar și oamenii care mi-au făcut rău, pentru că din cauza lor am învățat unele lecții de viață care poate nu le învățam niciodată dacă nu-i cunoșteam. Bun, după liceu, ce vrei să urmezi? Acum vedem cum e cu cariera asta. Eu din tot sufletul meu aș dori să mă duc să cânt, pur și simplu să încep să am înțeles. Deci tot spre muzică. Da, dar dacă cumva planul ăsta nu funcționează, tot spre muzică, dar e planul B, o să mă duc mai întâi la Universitatea de Muzică din Shanghai și o să studiez acolo și o să... Pentru că ei au o casă de discuri a lor proprie și cine studiază acolo are și dreptul să producă acolo. Și, na, să sperăm. Da, Doamne ajută, știi cum e. Mulțumesc are mult, Bianca, că ai fost împreună cu noi în această seară. Ne-ai dat așa o experiență de viață specială. Poate cine aude urechi să aibă și să pună la inimioară și în practică în viața lor. Că nu contează ce vârstă ai, contează că ești motivată și că îți dorești să faci performanță. Și la 16 ani, pentru unii, poate li se pare o glumă, dar nouă nu mi se pare o glumă. Noi am vorbit de lucruri reale în această seară, dragi prieteni, la Lumea în Obiectiv. Îți doresc mult succes și să ai parte de tot binele din lume și să ai parte de vise împlinite pe deplin. Și eu îți mulțumesc ție și celor de acasă că m-au ascultat și că au avut răbdarea că eu vorbesc ca o cascadă să mă asculte. Și eu vă doresc tuturor tot binele din lume și țineți-vă visele, nu le țineți acolo într-o cutie, nu la asta mă refer, dați-le drumul așa cu aripioarele lor de frumoase să zboare și să se îndeplinească și orice v-ar spune cineva dacă tu ai visul să devii astronaut, păi du-te și devine astronaut și fă ceva cu viața ta, nu te mai lăsa caracterizat sau ținut înapoi de unele prejudecăți. Nu, unii se țin de comodități și de lasă-mă că merge așa. Așa, uite, zona de confort. Ieși din zona ta de confort. În loc să te uiți pe Netflix, mai fă și tu altceva pentru cariera ta. Sau știi că, lasă că dacă vin bănuții, pensioara, mai punem de o indemnizație de pensii de invaliditate, luăm un bănuț în plus. Eu nu știu și nici nu mă interesează. Așa, lasă-mă că și... dacă nu-mi dă nu știu cât salariu, nu mă duc acolo și mai bine stau acasă pe bănuții aia. Și mă hodinesc bine, mulți dintre cei cu deficiențe, le place comoditatea la noi în România. Lasă-vă că merge așa sau ne plângem că nu avem una și alta, dar fără să facem nimic concret. Da, mulțumesc tare mult, îți doresc seară frumoasă și până săptămâna viitoare rămâneți sănătoși. Dacă vrei să fii obiectiv într-o lume subiectivă, urmărește Lumea în Obiectiv cu Mircea Brătosin.